Păi da, culmea că și în țările dezvoltate democrația, cum zicea Robert, e doar o butaforie. Dar și nu acolo vorbește nimeni, Tavi, pe mine asta mă enervează. Presupunând că în această lume mai există o sumă de intelectuali, da, și că oamenii ăștia, acești gânditori, da, ar manifesta un strop de îngrijorare, băi, eu la ora actuală, în afară de niște articole prizărite, nu văd niște dezbateri puternice despre un lucru care e din ce în ce mai evident, și anume că democrația nu mai există. Ea a fost anulată. Votul a devenit un exercițiu din ăsta pe care îl facem, de-aia și absenteismul ăsta înfiorător la urne, da? Bă, deci pe această criză, care e o criză de sistem, e o criză mondială, la ora asta nu se discută. Când ajungi în Statele Unite ale Americii să vorbești despre fraudarea votului la nivel de alegerea președintelui în Statele Unite ale Americii, înseamnă nu că suntem în rahat până la gât, ci că deja suntem până la buza de sus aproape. Deci nu mai gata, nu mai avem puțin și nu mai respirăm. Și cu toate astea, da? Noi ne prefacem că de fapt lucrurile sunt în regulă, că statele democratice se luptă cu statele autoritare, că există o criză generată de niște indivizi demenți care creează războaie și conflicte în lume. Nu, bă, fraților, întreg pământul zice că e corupția. A luat o razna corupția. Da. Corupția e de vină, corupția ucide, da. Și ai rezolvat exact, tot. Și ai rezolvat. Dar este un băiat care a fost adjunct al șefului arhivelor SUA, Craig Roberts, pe care îl citez eu în editorialul de mâine, care zice, păi, eu am trăit în alta America, trăiesc acum în alta America. Dacă ei au ajuns să se plângă oameni cu, bă, nu sunt ăștia care au avut primul serviciu ministru, ca la noi, că la noi s-a dus foarte jos. Păi, aduceți-vă aminte, useriștii, primul lor job era ministru. Deci ieșau de pe școli, cum cereați voi la cotidian. Bula ieșea de la umflat baloane, s-a dus președinte al Comisiei de Cultură. Da, mă, deci ăla, uite-te la el pe cal și îți dai seama cum a ajuns politica română. Da. Ăla umflat baloane, mă, pe străzi și lua câte un leu. Prietenul tău, cum îl cheamă? N-ai mai făcut de mult emisiuni despre el. Despre Bulai? De la USR ăla pe cal. Bulai, zic. Așa. Da. Deci noi suntem colonie, dar să știi că până la urmă, eu cred că cu România nu se mai, adică noi suntem condamnați, că societatea civilă, aia toată e plătită, e Soros, toți au mașini nemțești, Siegfried, Arthur, nu, n-ai de unde cere. România, situația României, din punctul meu de vedere, n-am decât 63 de ani, nu sunt chiar așa bătrân să opiniez, dar eu pentru mine, cum ar spune Valerii, păi eu cred că nu mai avem nicio șansă. Deci noi suntem, soarta noastră este pecetluită, ar trebui undeva să arhivăm tot ce vorbim acum, ca lumea poate peste 30-40 de ani să nu creadă că toți am fost idioți și cretini și că am putut fi, chiar că ar trebui adunate tot ce se scrie, tot ce se vorbește acum, pentru că, nu știu dacă unii din generația expirată, cum sunt eu, mai prindem momentul în care în țările care și-au respectat demnitatea și care sunt, pot să-și ia hotărâri, acolo lumea va ieși în stradă. Ai văzut și în timpul pandemiei. Băi, noi n-am fost în stare să scoatem 20 de oameni antivacciniști, care, hai să zic, erau... S-a terminat, mă, deci povestea asta, dacă băi, nu... Da. Te-aduce aminte cum era în Franța? Erau, pe Champs-Élysées erau 4 milioane de oameni. 4 milioane de oameni pe Champs-Élysées. Da, mă, și la ce a folosit? Nu ați folosit, dar acolo oamenii sunt mai receptivi când li se ia democrația. Eu cred că ăștia, cât de proști sunt, că calitatea liderilor politici pe lume este din ce în ce mai slabă, au impresia că vor putea învinge esența umană, spiritul uman al demnității și al libertății. Nu vor reuși. Eu nu voi mai fi martor și mulți dintre noi nu vom mai fi martor. Dar lumea se va încinge, nu se va putea învinge la infinit. Tavi, îmi pare rău că trebuie să spun, istoria se repetă, deci noi intrăm într-un ev mediu tehnologic, deci exact cum așa și vom aștepta cândva renașterea. Deci asta se întâmplă acum. Deci exact dinainte de când lumea se afla într-un avânt de filozofie, de cultură, de tot și a intrat brusc într-un ev mediu de ăla oribil cu tot ce a urmat și cu tot o decădere umană definitivă, puternică, de amploare,
Și după aia s-a avut loc. Așa, eu asta consider, că lumea se îndreaptă către un ev mediu tehnologic în care pur și simplu tehnologia pune stăpânire, dar din păcate nu ajunge... va mai exista renașterea, adică după acest mediu absolut tehnologic. Totul e să fie suportabil. Deci se va ajunge la o limită a insuportabilității, mă. Oamenii ăștia n-au trăit în pădure. Își aduc aminte fiecare. Sunt copii unor oameni, au trăit în niște familii. Păi nu-i poți duce la infinit, mă. Că mulți zice, bă, băiete, dar era mai bine înainte, mă. Deci eram mai relaxat, eram mai... Lăsați-ne, dracu, în pace cu computerele, da. Cu... Se va ajunge la limita suportabilității. Nu în România, unde ai, te scui pe Clotilde Arman în față și toată lumea tace. Păi, înseamnă că noi nici nu avem voie să ne gândim la vreo schimbare. Bă, la noi să fie tot cu WC-ul, cu WC-ul în fundul curții, știi? Dar pe ușa WC-ului să fie o tabletă de aia legată la Wi-Fi, care o să-ți spună dacă mediul în care intri e toxic, nu-i toxic, dacă s-a căcat ăla înainte, dacă nu știu ce. Deci asta o să fie România. Mulțumesc foarte mult, Tavi Hoandre și Bogdan Comaroni. Să mințim nume. O plăcere, ca de obicei, dialogul cu voi, un dialog liber. Vreau să fac un anunț, ca să nu aveți... Eu vreau să-mi exprim regretul că n-am putut să fiu de acord cu... Am putut să fiu de acord cu... Cu Maroni. Punctul meu de vedere, e emisiunea ratată. Și pentru prietenul tău, auzi, Robert, pentru prieten... La un moment dat zice, ăștia doi nu se mai ceartă ce e cu ei sau împăcat sau asta. Mi-a dat șpagă, mă! Mi-a dat șpagă, n-ai dat poza aia, mă, când era cu punga aia de mi-a dat șpagă. Totuși pot să spun, Robert, pentru prietenul tău, că ochelarii ăștia sunt Michita. Deci dacă întreabă, să știi să-i bravo, spui. Bravo, 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 înțeleg. Vreau să anunț de acum, ca să nu avem exerciții de ipocrizie, mai ales că o să vă întâlniți cu mulți ipocriți. Bă, fiți atenți aici, mă duc la nuntă la George Simion. Deci, atenție, ca să... Nu, eu anunț de acum pentru că am înțeles că, de exemplu, sunt niște corturi la nuntă la George Simion unde unii au zis că vor să meargă la nuntă, dar nu cumva să se afle că au fost la nuntă. Bă, ce căcănari, mă înțelegi? Păi eu pe ăsta îl știu de o grămadă de ani și așa mai departe, m-a invitat omul la nuntă, mă duc la nuntă, bă, gata, pun și cu asta v-ați spus. De-aia făceai tu exerciții pentru dansul ăla cu mișcarea din umăr, mă? Exact, ai văzut, mă duc asta Marina, așa fac la un moment dat, Casana, o să zic, dacă mă întreabă cineva de ce ai dansat la nuntă la George Simion, m-am dus, m-am făcut Casana Marin, înțelegi, dar în toată povestea asta, da? Robert, deci, vezi că ai promis la un moment dat că o chem pe soția ta în emisiune, n-am uitat. Că, da. Abia aștept să afle și ea. Lasă, nu, 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 da, așa, o țin ascunsă pe soția mea. Bun, deci ca să știți de acum, să știe și ea, mă. Nu, mă, ca să n-avem discuții, vor fi o grămadă de personalități ale vieții publice pe acolo, sau personaje, cum vreți voi, ale vieții publice, dar eu v-am spus ca să nu avem discuții, să facă, Turcescu, ai fost la nuntă la George Simion? Da, mă, mă duc, da? Să ne țină Dumnezeu sănătoși. E un eveniment în viața unui om, că el a decis să o facă paranghelie cu nu știu câte mii de oameni și așa mai departe, fiecare cu ideile lui despre nuntă. Eu am făcut nuntă cu 10 inși, înțelegi, aia din familie. E altă discuție, da? Da, băi, terminați-mă cu prostiile astea. În viața unui om există și astfel de momente, da? Face omul o nuntă, la... se ură, bă, casă de piatră, fie sănătos, să nu știu ce, să una alta. Ce mă uitați, mă, nu v-ați săturat, bă, de ipocrizia asta tâmpită în care te și miștourile astea, glumițele ieftine pe care le faceți de fiecare dată, bacă e meniu, nu știu cum, bacă e nu știu ce, miștocăreala asta românească, asta care ne-a adus în rahatul în care ne zbatem de atâta amar de ani. De la glumițe miștocărel, dar când vine vorba să vă uitați la toți tembelii care ne conduc în România asta de o grămadă de ani, le găsiți circumstanțe atenuante.